Când doamna Valentina Podrug, drept în nas, i-a pus întrebarea, ap câte femei să promovați în guvern? Și Filip așa o scaldat-o în șeptea, și nu, noi trebuie să creăm așa condiții pentru ca femeile, ele să poată să-și lasă copiii în siguranță. Și să... Deci eu cumva am înțeles că Filip deci aruncă promovarea femeilor cel puțin cu vreo 20 de ani. Că amu femeile astea care amu au 8 ani și încep să nască, a, întâi pentru dânsele trebuie să creăm condiții, și apoi ele când a să iasă la pensii, numai gine să se implice în politică. Din care cauză, eu de exemplu consider că noi da, trebuie să facem și lucrul ăsta, dar credeți-mă pe cuvânt, fiecare partid are suficient de multe femei care pot fi promovate și care de-am au copii mari. Lasă de-am, gata, și-au crescut copiii, de-am pune-le în listă pe dânsele. Sunt suficiente femei. Nu toate femeile în Moldova au copii de țâță. Deci poate de-am de ales din fiecare partid niște femei care, gata, pot fi puse în listă și promovate.